chimie de fapt nu e doar utilă, dar și distractivă. Au încercat să o demonstreze câțiva vloggeri din Moldova și România. Aceștia au organizat o lecție pentru fanii lor, în cadrul căreia au făcut magie. Doar că, în loc de baghete, au folosit formule chimice. Magia evenimentului a avut loc într-un centru comercial din capitală. Micii spectatori au urmărit pe viu mai multe experimente inedite, toate efectuate pe o scenă improvizată. Inițiativa îi aparține profesorului Trăsnit, vloggerul din România cu mii de fani pe internet și zeci de mii de vizualizări pe YouTube. Scopul principal este să popularizăm știința prin intermediul copiilor, adolescenților și nu numai. Și scopul numărul doi a venit să distrăm Moldova, cum n-a mai fost distrată niciodată până acum. Împreună cu profesorul Trăsnit, vloggerii Orange Blue, Mary Posa și Cezar Boiat au umflat baloane fără aer, au înghețat apă la plus 25 de grade și au făcut portocale albastre. Pentru mine evenimentul de genul ăsta este primul și am venit aici ca să-mi cunosc și eu fanii, să văd cine mă urmărește și cine mă cunoaște așa mult pe internet și am vrut să-i cunosc. Am făcut eveniment pe Facebook și au fost lume care chiar s-au înscris să vină și este super tare. Este prima ediție, la anul sperăm că vom face mai multe. Am făcut și un Q&A, un episod în care răspundeam la întrebări și acum este nebunie și cam cu acest scop am venit ca să ne distrăm aici la eveniment. Surprizele însă nu s-au oprit aici. După lecția de chimie a venit timpul distracției. Invitații de peste Prut au dat cheful sărbătorii. Au cântat împreună cu fanii lor, au dansat și s-au jucat. Astăzi aici pentru a vedea spectacolul. Eu am învățat că este important să te distrezi. Lecția de chimie distractivă este o primă inițiativă de acest gen. Pe viitor, tinerii vloggeri speră să organizeze și alte evenimente similare. Bineînțeles, nu am putut să trecem pe alături și să nu îi invităm astăzi la emisiune. Așa că întâlniți-i vloggerul din Republica Moldova, Cezar Poiată, și profesorul Trăsnit, profesorul Spooky. Bună ziua și bine ați venit. Bună ziua și bine v-am găsit. Mă bucur tare mult că m-ați invitat astăzi aici și bineînțeles n-am putut să vin singur pentru că aveam nevoie de un asistent și persoana cu care am colaborat în Moldova nu este decât domnul Cezar Poiată, care a fost alături de noi încă de la prima noastră venire în Republica Moldova cu fel de fel de experimente. Prima dată când ești în Moldova? A doua oară când sunt oficial cu Fun Science în Moldova. Dar teoretic și practic eu vin din 2008. Soția mea este jumătate moldoveancă. E bine, e foarte bine. Foarte bine. Cezar, hai să începem cu tine. În primul rând, despre ce este vlogul tău? Ce filmezi? De obicei fac sketch-uri, adică niște vloguri în care trebuie să fac și scenarii. Fac diferite challenge-uri, adică provocări în care, de exemplu, am făcut Jelly Beans Challenge chiar cu un prieten de-a meu astăzi și mai fac și vloguri în care vorbesc despre unele situații care se produc și cam atât. Așa. Mai multe detalii veți vedea în rubrica de vinere a colegei noastre, Lilia Iațco, la Jurnalul Copiilor. Iar acum, domnule Spooky, ce înseamnă știința de râs? Știința de râs sau știința distractivă este acea știință în care lăsăm totul la o parte, ceea ce știam noi din școală, și facem în așa fel încât să fie totul distractiv, să învățăm din joacă. De exemplu, am o provocare. Cezar, dă-i domnului Savant această bucată de balon. Așa. Vă rog frumos să umflați balonul până numărăm noi la 3. O secundă. 1, 2. Nu. Fără să puneți gura pe el. Trebuie să... Nu, fără să suflați în el. Și fără să faceți părți în el. Trebuie să vă dați seama cum putem noi oare să umflăm un balon fără să folosim aceste metode. Cezar, tu ce zici, cu ce mai putem umfla un balon? Am umflat balon cu o pompă. Cu pompa? Ai adus pompă? Nu. Nici eu. Bun, atunci trebuie să ne gândim cumva. Fiți atenți, eu vă propun un experiment. Hai. Lăsăm balonul acela, că este foarte mic, și vă dăm acest balon. Vreau să țineți balonul bine de tot și Cezar. Primul lucru pe care o să te rog să faci este să torni bicarbonat de sodiu, sau cum se zice în Moldova, sodă de mâncare. Așa. Am învățat și o chestie asta. Turnăm înăuntru balonului aproximativ 2 plicuri. Așa că Cezar, dă-i, 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 dă-i,
Aceasta se folosește, este o substanță solidă și se folosește de obicei la mâncare. Sau dacă îmi doare stomacul, se mai ia puțin că te neutralizează acidul. Așa. Acolo, repede, repede, dai. Și înainte de toate, înainte de orice experiment, trebuie să folosim elemente de protecție. Niciodată nu facem experimentul. Securitatea e pe exact, locul întâi. Cine știe ce se poate întâmpla? Cezar, pentru că tu ești mai aproape, o să te rog pe tine. Perfect. Nu mai aveți nimic, nicio problemă. Următorul lucru pe care luăm un pet de 5 litri. Wow! Perfect. Vreau să țineți acest pet în mâna cealaltă. Avem aici o substanță foarte interesantă care se găsește de obicei la orice magazin. Și ia să vedem, ne folosim simțurile. Mm-hmm. Ia să vedem. Fiu, ce este oare aici? Oțet. Eu presupun că se găsește în orice salată cu varză. Exact, este oțet sau mai degrabă spus științific, acid acetic. Uh-huh. Vreau să punem acolo, te rog, un litru de ulei, Cezar. Ulei, auzi, oțet, doamnele. Oțetul este o substanță lichidă și se folosește de obicei, cum spunea, într-o salată, în salată, la murături, la ciorba de burtă și multe, multe alte chestii. Un litru întreg turnăm. Un litru întreg. La două pungi de cam cât în grame a pus noi aproximativ 15-20 de grame de bicarbonat. Așa. De fiecare producător cuplicului. Acum atenție. Departe de corn, vreau să luați această sticlă, să o țineți departe. Stai așa, stai să pun cea mai scump undeva. Ok, unul de pentru de-a voastră, pus de dreapta sus jos, nu contează. Luați chestia asta. Că s-ar putea să bubuie grav. Serios. Asta îmi place. Asta îmi place. Țineți așa, vreau să puneți bine de tot balonul etanș deasupra acestei bucăți de sticlă. Acum o luăm, ținem de parte vorbă, Cezar, te rog, acolo ajută-l pe domnul Savat. Atenție. Așa, cu fața 3, la public. 3, 2, 1, ridicăm și scuturăm tot, ridicăm, scuturăm tot. Aplauze! Păi da, este o reacție chimică extraordinară, deoarece oțetul sau acidul acetic cu bicarbonatul de sodiu creează o reacție chimică ce degajă dioxid de carbon, adică un gaz. Și asta face ca balonul să se umfle. Cine a spus că chimia nu poate fi distractivă? Iată, deci că nu trebuie să ai nici pompă, nici plămâni foarte puternici pentru a umfla un balon extraordinar de mare. Păi da. Doar că ce reacție face heliu ca să... Teoretic, heliu se obține foarte greu. Ca să obții heliu e nevoie de un laborator specializat sau mai degrabă o fabrică, pentru că are nevoie de o anumită presiune pentru a fi făcut exact cum trebuie. Dacă observați o reacție chimică, de exemplu, vis-a-vis de un amestec simplu, este că acum am pus o substanță solidă și una lichidă. Aceste două au reacționat și a creat o a treia total diferită gaz. De exemplu, dacă punem sare în supă, nu se întâmplă nimic interesant, nu se umflă balonul. Acesta un amestec simplu, aceasta e o reacție chimică. Eu zic reacție, voi spuneți chimică. Da. Reacție? Chimică! Reacție? Chimică! Chimică! Și ca să vedem dacă într-adevăr acolo este aer, ia stați așa să vedem ce o să iasă. Ia să vedem. Așa! Foarte tare. Asta este știința distractivă, în care învățăm foarte multe jucându-ne. Exact. Miroase foarte frumos a tihor. Bun. Următorul experiment pe care l-am este unul foarte tare. S-ar putea să ne murdărim. Este preferatul meu. La dor să-l fac. Și toate chestiile astea pot fi făcute acasă la bucătărie? Toate pot fi făcute doar cu supravegherea unui adult și doar folosind elemente de protecție. Așa. Mare atenție. Și avem aici o sticlă. Pur și simplu, de suc, ori de ce, dar să fie de sticlă, să fie am lăsat durabilă. Un pic de suc, l-am lăsat acolo. Peste el vreau, domnule Savant, trebuie să dăm chestia asta jos aici, ca să nu recurce. Așa, să turnați aproximativ 2 plicuri de bicarbonat de sodiu. Așa, 2 plicuri de bicarbonat de sodiu. Aici se iei sângele de melc. Sânge de melc. Zis colorant alimentar, dar așa îmi place mie să mă joc cu copii. Stai. Să spun că e sânge de melc. Ok. Domnule? Una. De ce anume de mel? Așa. De ce nu? Aici 50 de grame. Deci aici. 100 de grame de bicar. Stop! Bol. Să amestecăm. Peste această substanță... Miroasa detergent. Doar că este cel care se folosește. Două, vă rugăm frumos. Și o să mai adaug încă o substanță extraordinară. Magică. Să pun lichid. Să pun lichid. Exact. Dacă observați, toate elementele pe care le folosim noi se pot găsi foarte ușor oriunde, în orice bucătărie, în orice casă. Da. Contează să ai mai puțin coloranți alimentari pe la noi prin Republica Moldova, dar mă rog, se găsesc în comerț, nicio problemă. Sfeclă. Suc de sfeclă. Suc de sfeclă. Suc de sfeclă. Natural. 100%.
sau de Paște, după ce ați vopsit ouăle în coș de ceapă. De ouă. Exact, puteți să folosiți pentru că v-ați spus. E rămâne la imaginația dumneavoastră. Cezar, puneți rog ochelarii, domnule Savant, la fel ochelarii. Așa. Că urmează o chestie extraordinară. Am pus oțet. Ce-am pus? Bicarbonat? Am pus bicarbonat. Așa, bicarbonat sau sodă de mâncare, cum se spune aici. Era un pic de suc acolo. Așa. Am pus sânge de melc. Așa, coloratul la libertar. Și magicul liquid soap. Așa liquid soap, exact. Să pun lichid. Puteți să folosiți detergent de masă dacă aveți să pun lichid. E, acum e partea periculoasă. S-ar putea să vă pătați. Așa că o să vă rog să vă dați un pic în spate. Cezar, ești pregătit? Domnule Cezar, voiata? Da. Vreau, te rog, să deschizi acest... Stai, n-am nimic. Ah, ok. Te rog, așa, deschide, dai. Orice fel de... Am emoții aici. Orice fel de oțet. Cezar, trebuie să ține sticlă. De asta? Exact. Okay. Domnule Savant, de sus de tot? Ține sus de tot. Ajută-mă, te rog. Numărăm cu toții de la 5 la 1. Când ajungem la 1... Aoleu, o să vedeți. Ce avem sus? Nu știu, așa? Dar e ok. Așa? Numărăm cu toții. 5, 4, 3, 2, 1! Asta înseamnă o reacție chimică, gata, frate! Gata, studioul nostru nou-nouț este plin, plin de toate substanțele posibile. Pentru că așa ne place nouă, pentru că astea sunt experimentele care pur și simplu copiii sunt atrași de ele și atât de frumos se fac și atât de ingenios. Și cum spuneam, mai așteptăm și pe YouTube la profesorul Trăznit și chiar și la Cezar Poiată, unde Cezar puteți vedea. Abonați-vă pe YouTube. Exact, o grămadă de experimente. Link-uri pe pagina noastră de Facebook în câteva clipe după ce mergem și